corporație, felicitări, o victorie uriașă într-o atmosferă ploioasă, dar frumoasă. Cum a fost? Mulțumim frumos. Da, am avut un, într-adevăr, un meci dificil. Suporterii ne-au împins de la spate și s-a văzut asta. Am marcat două goluri și cred că le-am tăiat elanul la final. Ai reușit să închizi poarta iarăși, ai o serie foarte bună. Da, cu ajutorul colegilor reușesc să nu primesc gol, sper să o țin pe această linie și să vedem când mă opresc. Ce a făcut diferența în seara asta? Cred că atitudinea și suporterii minunați pe care i-am avut în spate. Avem un parcurs excelent cu Adi Mutu, avem 5 victorii din 5 meciuri, 6 dacă punem special cu Poli. Ce se întâmplă cu Rapid? Da, ne bucurăm că ne-am revenit, am ieșit din acea pasă proastă. Ascultăm ce ne spune mister și cu încredere vedem că avem rezultate. Rămânem pe primul loc în play-off, urmează meciul cu Gaz Metan, aparent un meci ușor. Cum vezi această partidă? Va fi o partidă dificilă, nu trebuie să luăm, niciun meci nu e ușor. Vom avea un meci dificil, sperăm să învingem și la final să terminăm pe locurile de Europa.